La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Forie Nord, Spitalul Municipal Megidia și la Spitalul Militar de Urgență Alexandru Gafencu au fost amenajate primele centre de vaccinare din județul Constanța. Până în acest moment, peste 4300 de persoane care lucrează în domeniile sănătății și social, sistem public și privat, și-au exprimat dorința de a fi vaccinate. Cum a fost experiența de când ați așteptat? Să știți că m-am gândit toată luna noiembrie, mai ales în noiembrie și decembrie, mă gândeam când va veni momentul și speram să fie cât mai repede. Acum că am făcut vaccinul, sunt chiar fericită și sper să fie bine și numărul de cazuri să fie în scădere pentru următoarele luni. Cum a fost perioada aceasta de 10 luni și... O perioadă grea în care am învățat foarte multe, am învățat să fim mult mai uniți, să ne sprijinim mult ca medici, ca asistenți, ca echipă. Am învățat multe, ne-am confruntat cu necunoscutul, dar eu zic că am învățat să facem față. În prima zi se vor distribui 975 de doze. Spitalul Municipal Mangalia 150, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța 200 de doze, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia 100, Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie Forie Nord 245 de doze, Spitalul Municipal Megidia 80 și Spitalul Militar de Urgență Alexandru Gafencu 200 de doze.